Aveam un profesor de fizică din zona Focșaniului care ne-a spus că la el în sat, în zona Vrancea, în județul Vrancea, la el în sat, ei aveau o soluție pentru oprirea cutremurelor. Și noi, elevii, am fost foarte interesați să o aflăm. Și ne-a spus așa, când începea un cutremur, babele satului, mă rog, aflate în ograda proprie, fugeau repede cât puteau să fugă către fântână sau țineau o găleată plină cu apă undeva în zona casei sau în casă și când începea cutremurul, luau găleata, o puneau în pragul de la intrare și săreau atât și cât puteau peste ea de câteva ori, astfel încât opreau cutremurul. Deci, înțelegeți unde bat. N-avea nicio legătură una cu alta, sau cel puțin așa spun seismologii, bătrânile care sar în Vrancea peste greată cu apă cu opritul cutremurului. La fel și în cazul nostru. Numai că în cazul nostru, ceea ce se întâmplă este mai periculos. E o vorbă că ceea ce știi te poate ucide. Și anume, dacă tu știi cu siguranță că scap de hepatita B dacă te tai sub limbă, asta înseamnă că nu mai ai nevoie de tratament antiviral. Asta înseamnă că te tai sub limbă și vei muri un pic mai încolo. Deci, asta e direcția în care mergem. Sunt miturile astea acestea mai puțin riscante pentru viață, cum e cel cu că te trage curentul dacă ții ușa deschisă, ceea ce nu e chiar un mit, are o doză destul de mare de adevăr, și care, ok, te face să închizi geamul și, ok, poate nu ai o bună ventilație în casă, care în sine, să zicem așa, nu-ți favorizează starea de sănătate. Dar sunt miturile care te ucid, cum sunt cele care spun că vaccinarea copiilor duce la autism sau că vaccinarea anti-HPV, human papillomavirus, a tinerelor le încurajează activitatea sexuală neprotejată și de aceea hai să nu vaccinăm ca să nu facă sex neprotejat. Sunt aceste tipuri de mituri chiar ucid. Deci dacă nu cumva gestionăm, educăm, constrângem comportamentul bazat pe mituri, nu cred că va fi foarte bine.